Textul prezintă doi oameni care au venit cu jertfa la altar. Unul a fost acceptat, celălalt nu. Ce face diferența? Versetul 3 spune, după bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Versetul 4, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui. Dumnezeu nu pierde din vedere amănuntele și în ce privește jertfa, știți că spunea omului Dumnezeu Ilie în 1 Împărați 17, versetul 13, către femeia aceea care mai avea puțin un de lemn, Ilie i-a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea. Dă întâi partea Domnului, pune pe primul loc ceea ce aparține lui Dumnezeu. Noi nu dăm lui Dumnezeu, noi doar luăm mâna de pe ce îi aparține lui. Asta în ce privește jertfa. Dar în ce privește persoana, spune cuvântul, Domnul a privit cu plăcere, versetul 4, spre Abel și jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Dumnezeu privește înspre om. Două versete din Noul Testament cu privire la această lucrare. Evrei 11, versetul 4, prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Și 1 Ioan 3, cu 12, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său, și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Prin credință a adus o jertfă mai bună și dincolo spune, faptele lui Abel erau neprihănite, iar ale lui Cain erau fapte rele. Ce înseamnă asta? Credința nu este o stare de moment sau un eveniment, credința nu este doar un sentiment, credința este un proces. Și spune Sfânta Scriptură, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, spune Pavel, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Credința este un proces care te determină să intri la fapte. Spune Apostolul Iacov, în capitolul 2, în versetul 17, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Versetul 20, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Adică credința fără fapte bune, valabile, că fapte pot fi. Dar Dumnezeu nu privește cu plăcere înspre jertfa ce se aduce, înspre dorință, înspre închinare, înspre slujire, înspre viața de zi cu zi. Ce face diferența? Credința aceea practică, ce se implică. Credința care pune pe om la dispoziția lui Dumnezeu pentru o slujire autentică. Ne întoarcem la 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Poate pentru o seară ca aceasta suntem aici, ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt. Și prin cuvântul Evangheliei care aduce credința și întărește credința noastră în Hristos, să împlinească ce lipsește credinței noastre. Că scrie în Efeseni 4 cu 13, până vom ajunge toți la unirea credinței, nu a cultelor. Că Petru, în primul capitol, primul verset din a doua epistolă spune, scriu fraților care au o credință de același preț cu a noastră, de aceeași valoare, că nu poți să unești bănci cu elevi. Până vom ajunge toți la unirea credinței, spune omului Dumnezeu. Credința aceasta, am spus, este un proces și prin cuvântul lui Dumnezeu ne facem verificarea. În 2 Corinteni, în 13 cu 5, spune Pavel, pe voi înși vă, încercați-vă, dacă sunteți în credință. Și în Psalmul 139, ultimele versete, David spune, Doamne, cercetează-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale bună, adică dacă sunt pe calea credinței și du-mă pe calea veșniciei.
Este un verset în Sfânta Scriptură, în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2 spune așa, căci nu toți au credința. Au clădirea, au religia, au liturgia, au programul, au slujba chiar, dar nu au credința. În Marcu 16 cu 17 sunt arătate semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și ne întoarcem la textul citit. Genesa capitolul 4 arată că Domnul a privit cu plăcere înspre Abel și jertfa lui. Dar nu a privit cu plăcere înspre Cain și jertfa lui. Și am văzut de ce. Credința te determină să spui viața în rânduială după voia lui Dumnezeu, intrând la fapte vrednice de pocăință. Știți că spune acolo cuvântul că au venit la Ioan să fie botezați în râul Iordan. Și Ioan i-a întors puțin înapoi spre viața de zi cu zi și le-a spus, mergeți și faceți întâi fapte vrednice de pocăință. În Isaia spune cuvântul, învățați-vă să faceți binele, dar încetați să mai faceți răul. Asta face credința. Asta e credința autentică, ce produce transformarea la nivelul gândirii. Este 11 cu 1, Evrei, o puternică încredințare la nivelul gândirii, în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Adică îți face ordine la nivelul gândirii, îți așează prioritățile după importanța care o dă Dumnezeu, nu firea pământească. Și acum ne întoarcem și vreau să vorbesc în seara aceasta din Genesa, capitolul 4, versetul 7, ultimul verset citit. Dumnezeu stă de vorbă cu omul și întreabă, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Mă opresc puțin la expresia aceasta, nu-i așa? De fapt, subiectul predicii mele se angrenează în jurul acestei întrebări, nu-i așa? De fapt, Dumnezeu întreabă omul. Face Dumnezeu trei afirmații importante, adevărate și demne de luat în seamă, că este aici discutabilă viața de aici și veșnicia. Și omul poate să fie de acord cu ceea ce spune Dumnezeu sau poate să nu fie. Știți că Dumnezeu a trimis pe Iona și a spus, Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vorbește împotriva ei, prorocește împotriva ei. Și Iona nu a fost de acord cu Dumnezeu. Acesta este subiectul predicii mele. Nu-i așa? Adică Dumnezeu te întreabă și Dumnezeu ne întreabă, ești de acord cu mine? Ești de acord cu Dumnezeu? Dar să vedem ce ne spune Dumnezeu, ca să vedem dacă putem fi de acord. Nu ești obligat, se spunea aici. Domnul a spus, dacă voiește cineva, dacă vrei poți să dai dreptate lui Dumnezeu, sau? Și prima afirmație enunțată de Dumnezeu în acest verset este următoarea. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Ești de acord cu Dumnezeu că faptele sunt reversibile? Ce înseamnă reversibil? Adică se întorc înspre noi. Asta înseamnă reversibil. Vor avea efect asupra vieții mele și a noastre, mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu din cer este în măsură să dicteze și să răstoarne situațiile, chiar și atunci când vrei să faci binele și ți se întoarce cu rău. În Genesa 50 cu 20 spune Iosif fraților lui, negreșit, voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul acela în bine. Deuteronom 23 cu 5 spunea o familie, poate am mai zis asta la dumneavoastră biserică, o familie de la noi, frate, avem un copil de 5 ani și
nu știu, niște vecini ni l-au blestemat. Păi și ce dacă? Păi cum așa? Și ce dacă? Da, și ce dacă? Păi important este ce-o binecuvântat Dumnezeu. Rămâne binecuvântat dacă voi rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu în ascultare. Și nici până atunci, nici de atunci n-am procedat așa. Am spus, hai să ne rugăm împreună să deschidem Biblia. Și versetul 5 de pe pagina din dreapta. În timp ce ne rugam, o veni necredința și la mine. Amă, cine știe ce verset o să se deschidă? Poate nu se potrivește și am început să mă rog întâi pentru mine. Și apoi pentru problema lor. Să mă tărească Domnul în credință, că dacă a venit de la Domnul inspirația asta, nu mai dă în loc altor 7. Și am deschis Biblia, Deuteronom 23:5. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și a schimbat blestemul acela în binecuvântare. Pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Este unul care are putere să schimbe blestemul în binecuvântare, răul în bine. Important este să ai intenția să faci binele. Că spune Biblia aici în Genesa că Dumnezeu a văzut că întocmirile din mintea omului erau îndreptate în fiecare zi înspre rău. Genesa 6:5, Dumnezeu, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Scrie în Isaia 66:18, eu, Domnul, pedepsesc faptele și gândurile, pentru că totul este înregistrat. Nu se pierde nimic înaintea lui Dumnezeu. Și dacă înregistrați dumneavoastră și bine faceți că înregistrați, dar ce înregistrează Dumnezeu, nu se mai strică CD-ul. În Maleahi spune Sfânta Scriptură, și o să vreau să subliniez lucrul acesta, mai întâi o precizare, că faptele sunt reversibile, atât cele bune cât și cele rele. Maleahi capitolul 3, versetul 15. Acum fericim pe cei trufași, dar celor rele merge bine, dar ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă deocamdată. Versetul 16. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta, a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Înaintea lui. Domnul este cel care ia aminte la tot ceea ce se întâmplă. Și o importantă precizare aici, spunând Dumnezeu că faptele sunt reversibile, el subliniază că și cele bune și cele rele se întorc împotriva noastră sau pentru noi, ca să ne răsplătească. Matei 25 spune Domnul, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Este o identificare a lui Dumnezeu cu cel mai neînsemnat din acești frați ai mei. Mie mi le-ați făcut, a spus Domnul. Obadia 1:15 transmite mesajul lui Dumnezeu. Ziua Domnului este aproape. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Și faptele tale se vor întoarce împotriva capului tău. De aceea sunt important. Importante faptele de ținut seama cum le îndeplinim. Dar ați văzut că ele izvorăsc din credință? Acestea sunt faptele autentice. Mai sunt oameni care spun că nu au făcut aia, nu au făcut aia și nu au făcut cealaltă. Cam trei păcate s-au amintite. Nu au dat în cap, nu au spart casa și nu au luat nevasta aproape. Dar Dumnezeu se uită și la ce ai făcut și la ce trebuia să faci și n-ai făcut, dar și la ce ai făcut din dragoste, cu gând bun. Așa arată în Corinteni 3, că sunt care clădesc lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, focul lui Dumnezeu o va dovedi. În Deuteronom capitolul 30, citesc 2-3 versete de acolo, Dumnezeu ne pune în față. Noi alegem și depinde de noi, alegerea aceasta ne va costa. Este important de luat seama. Ascultați, Deuteronom 30:15, iată spun azi înainte viața și binele, de o parte, moartea și răul. Versetul 19. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața
ca să trăiești. Adică sunt anumite fapte care duc la viață în Hristos. Viață din belșug și apoi viață veșnică și vor avea un rezultat. Haideți să vedem. Ioan capitolul 5 face următoarea precizare, Domnul Iisus Hristos în cuvintele Mântuitorului. Ioan 5:28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele cei ce au făcut binele. Faptele sunt reversibile, dragii mei. Și în 4:7 Genesa, Domnul face următoarea afirmație. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Ești în pericol. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Spune Biblia că Dumnezeu va duce orice faptă la judecată. Și în Corinteni, în 2 Corinteni, în 5:10, spune Pavel că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, adică noi, biserica. Dar pentru ce să dăm socoteală? De binele sau răul care l-am făcut câtă vreme am trăit aici în trup. Și din cununile amintite de Sfânta Scriptură, din răsplătiri se pot pierde. Că și răsplătirea se vede că e diferențiat, a spus Domnul. Intră în bucuria stăpânului, dar ia cârmuirea a 10 cetăți, ia cârmuirea a 5 cetăți. Și unul i-a spus, rov, viclean și leneș, ai știut că trebuie să faci binele. Dar ai crezut că binele se face așa din mers, din propria inițiativă? Nu, se face în urma primirii credinței autentice, care te determină să te implici mai întâi, să faci ordine la nivelul gândirii, că este o puternică încredințare. Apoi te determină să implici, să te implici, să perseverezi, să rămâi statornic în lucrarea aceasta. Credința este o lucrare, este un proces. De aceea, dau un exemplu. În epistola lui, Pavel îi spune lui Timotei, în 2:3, de exemplu, referitor la Genesa 4:7, dacă faci bine, vei fi bine primit. Uitați un lucru care este bine primit. Un lucru care sigur este bun și bine primit. Nu știu când aveți peste săptămână seară de rugăciune, probabil miercuri, marți, foarte bine. Ascultați, să nu uitați, 1 Timotei 2:3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Dar ce anume? Campanie electorală, discuții despre stăpâniri și cei înălțați în dregătorii așa inutile? Ne-o chema Domnul la asta? Mi-mi plac oamenii care spun, frate, Domnul mă va călăuzi, cu cine să votez, pe cine să aleg, m-am rugat pentru asta și nu intră în polemici și în discuții. Dar nu au rost astea. Ba, ne mai aud și alții că verba volant. Și nu ne stă bine. Lucrul acesta este bun și bine primit. Care? Este foarte cunoscut. Hai să citim textul. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în drecătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul spune, dacă faci bine, vei fi bine primit. Mai citesc ceva. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Asta trebuie să vegheze frații care sunt puși în lucrare, dar și noi să veghem unii asupra altora. Ca să ne îndemnăm, haideți că mergem după aceea la evrei, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Doamne, ajută-ne! De ce? Pentru că spune Sfânta Scriptură despre ca nimeni să nu se împietrească, spune Biblia, prin înșelăciunea
păcatului. Nimeni să nu se împietrească. Este o înșelăciune a păcatului care intervine. Dacă vreți să afișați, Evrei 3 cu 13. Deci suntem datori să ne îndemnăm unii pe alții. Suntem datori să vegheim unii asupra altora. Câtă, în fiecare zi spune aici, câtă vreme se zice astăzi, ce bine este când să ne întâlnim la părtășii, la rugăciune, la discuții în familie. Da, de ce? Cu ce scop? Cu acest scop, ca să ne mai trezim unul pe altul, să ne mai conștientizăm, să ne mai îndemnăm, să ne mai rugăm unul pentru altul, să mai preluăm povara celui de lângă noi, să spunem, frate, povara asta nu o poți tu duce, lasă-mă să te ajut, Galateni 6:2. Purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Pentru asta suntem lăsați, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, zice Biblia, da? Vreți să citim și versetul acela? Mergem și la acel verset, dacă vreți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 10:24, să vegheim unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și ne întoarcem la Evrei 3:13. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi, niciunul, Domnul așa de mult ține la noi și așa de mult ține cu noi și vrea să fim împreună într-o relație dumnezeiască pe unda Duhului. Nu să ne defăimăm unul pe altul, nu să ne înjosim, nu să ne disprețuim, nu să ne nimicim unul pe altul, zice, dacă vă mâncați unul pe altul, vă nimiciți unul pe celălalt. Și scrie aici, îndemnați-vă unii pe alții, ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dar vom ajunge și aici, cu altă specificare. Acum, haideți să rămânem puțin la Geneza 4:7 mai departe, la prima afirmare a lui Dumnezeu. Nu-i așa? Întreabă Dumnezeu pe Cain. Poți să zici, așa este, Doamne, sau poți să zici, nu-i așa. Și dacă nu vei spune, tăcerea este un răspuns. Dar Dumnezeu și gândurile le cunoaște. Știe ce răspuns dai. Nu trebuie să ridici mâna, nu să te chem în față să te predai, chiar dacă ești pocăit și ai putea să te mai predai în slujba Domnului mai altfel decât până acum. Dar Dumnezeu este Cel care pătrunde inimile. Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Dacă știe Domnul faptele, dar știe și gândul cu care ai făcut acea faptă. Deci, trei precizări. Faptele sunt reversibile, atât cele bune, cât și cele rele. Apoi, sunt reversibile mai devreme sau mai târziu. Se întorc înspre noi. Dacă faci bine, a zis Dumnezeu, vei fi bine primit. Și ce spunea primarul orașului nostru? De fapt, viceprimarul, dar numele primarului și amândouă. A zis, domnul Coțan, spune-te rog la unul din membrii bisericii dumneatale să aibă grijă ce scrie pe internet despre noi, că s-ar putea să mai aibă nevoie de noi. Da? Faptele sunt reversibile și scrisul e reversibil. Mai devreme sau mai târziu? Este un verset în Romani, în capitolul 2, două versete ca să arătăm antitetic. Și data trecută am predicat de aici despre pocăință și acum reluăm sub o altă formă valabilă pentru ceea ce subliniem acum. Roman 2, versetul 9 și versetul 10. Versetul 9. Neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste izraeliți, apoi și peste ceilalți. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Dumnezeu reprezintă autoritatea supremă în univers, care va ține cont de binele făcut, chiar în ascuns, chiar în odăiță, Matei 6:6, El, Tatăl, care vede în ascuns, că tu faci în ascuns, îți va răsplăti. Că te-ai rugat pentru cel căzut, că te-ai rugat pentru bunul mers al țării, că te-ai rugat pentru pacea dintre granițele țării. Și El îți va răsplăti că ai fost în slujba Lui. Lucrul acesta este bine primit. Mai devreme sau mai târziu? Să nu uitați Roman 2 cu 9 și cu 10. Necaz sau strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc ce face rău. Slavă și cinste va duce Dumnezeu peste cel ce face binele. Dumnezeu spune asta.
mai devreme sau mai târziu se va întâmpla. Haideți să mai citim ceva din Sfânta Scriptură. Prima epistolă a lui Petru, capitolul 2, citim de la versetul 12. Să vedeți că nu rămân așa faptele undeva la voia întâmplării, fără niciun efect. Le culegem roadele și noi trebuie să îi facem pe oameni prin faptele noastre, nu? Să-i determinăm. Spune Dumnezeu ce să facă ei în ziua cercetărilor. Poate nu atunci, poate nu atunci când le-am făcut, când le-am spus, dar va veni ziua cercetărilor și își vor aduce aminte. Ascultați, 1 Petru 2:12, să aveți o purtare bună, adică fapte bune, în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să poți să închizi gura oamenilor, să poți să le pui cărbuni aprinși la cap, nu la picioare, să o ia din loc. Da? Doamne, ajută-ne! Faptele sunt reversibile, atât cele bune cât și cele rele, mai devreme sau mai târziu și în mod categoric. Dumnezeu a spus asta. Așa scrie în text în Genesa 4:7. Categoric, în mod categoric, fiindcă totul este notat și înregistrat și Dumnezeu a luat această hotărâre în cer să răsplătească binele și să pedepsească răul. În al doilea rând, în Genesa 4:7, Dumnezeu face o a doua afirmație. Ascultați! Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Și eu întreb, ești de acord cu Dumnezeu că păcatul reprezintă un pericol? Asta spune Dumnezeu. Uitați-vă la cele două expresii folosite de Tatăl nostru în text. Păcatul pândește, dorința lui se ține după tine. Ce mai periculos, ce mai neplăcut să se țină așa ca umbra după tine, să te tot pândească. Spune Biblia, dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ce-ar face? Ar veghea să nu-i spargă casa. Dar asta face păcatul. Pândește la ușă. Se ține după tine, spun frații la noi acolo la țară, ca scaiul de oaie. Ca umbra după om. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Scrie apostolul Petru că cel rău dă târcoale ca un leu, caută pe cine să înghită. Dar spune Petru, împotriviți-vă lui, cum? Vedeți că la credință ne întoarcem. Vedeți? De aceea trebuie să stăruim înaintea Tatălui Ceresc, să ne întărească în credință, să mergem spre desăvârșire, să meargă crescând credința noastră în Dumnezeu și roadele vin după credință. Faptele se vor dovedi și vor arăta lucrarea credinței în noi. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Ești de acord cu Dumnezeu că păcatul reprezintă un pericol? Păi atunci când ești amenințat, periclitat de un pericol, nu e așa că ești atent? Nu e așa că te ferești? Știți că spune cuvântul în Tesaloniceni, în 5, da? Cu 22, 1 Tesaloniceni 5:22, feriți-vă de orice se pare rău.
Dar dacă sunt oameni cărora nu li se mai pare rău, nici una, nici cealaltă, nu mai au credință. Tot de la credință se duce în jos, pe pantă, în cădere liberă, lucrarea ce îndeplinește. Feriți-vă de orice se pare rău. Mi-amintesc că îmi povestea recent un frate, cântăreț, spus, am fost în Oltenia și mi s-a întâmplat ce nu-i plăcut, nu trebuia să mi se întâmple. Venind dinspre Târgu Jiu, pe defileu, după o curbă, am luat o piatră mare sub mașină, mi-a spart baia de ulei și am rămas în drum. Zic că ai văzut indicatorul acela cu cădere de bolovan? Nu, zice, lasă, bolovan cad peste tot. Serios? Peste tot. Știți că sunt zone, sunt căi asupra cărora Dumnezeu ne avertizează. În Proverbe 14 cu 12, Domnul spune: multe căi pot părea bune omului, dar nu sunt căile credinței, dar la urmă se văd că duc la moarte. Dar cum să nu te ferești? Să vii noaptea, să fii și pe defileu și nu știi ce-ți vine după o curbă și mai știi că este și în lucru acum, atunci ce trebuie să faci? Să calci accelerația, nu? Că te grăbești. Este pe răspunderea fiecăruia. Trebuie să fii atent. Trebuie să ocolești, să eviți. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Și aici trei precizări. Păcatul reprezintă un pericol pentru că te face nesincer. Nu știu, este un mod în care lucrează cel rău prin păcat în viața omului. În urma păcatului ajungi nesincer. Adică ești determinat și ai tentația aceasta să acoperi, să mușamalizezi. Dar de ce să nu mărturisești că asta vrea Dumnezeu? Că asta înseamnă pocăință. Mai întâi să vezi care este răul, care este boala, se spunea la miaz la evangelizare. Să conștientizez că mersul acesta este Efeseni 2 cu 2, mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului, care lucrează în fine ascultării. Copii ai mâniei, nu? Din fire. Păcatul te face nesincer, adică să ascunzi, să acoperi. Și în Psalmul 32 spunea omului Dumnezeu David: câtă vreme am tăcut? Dar scrie în Proverbe că cine își mărturisește păcatul, ce se întâmplă? Capătă îndurare și propășește. Asta se întâmplă. Dar cine nu își mărturisește păcatul, tot asta capătă. Tot același rezultat este. Păcatul reprezintă un pericol, dragii mei. De ce? Pentru că te face nesincer. Asta e problema. Și s-ar putea să mergi cu el nemărturisit și de care nu te-ai pocăit în iad. În iad. Ultima predică ce-am ținut-o la Cimpa, la noi, sub titlul Strigătul din iad, din Luca 16. Spune cuvântul acolo că bogatul acela nemilostiv a strigat din locuința morților, din iad. Ascultați, Luca 16, versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine! Strigătul din iad care cere milă când pentru el nu mai este. Pentru alții va fi milă atunci, că spune cuvântul lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc declară, voi avea milă de el cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Dar dacă cer prea târziu milă, nu va mai fi. Din chinuri a strigat, Părinte Avrame, nici nu îndrăznesc să mă rog lui Dumnezeu, încearcă tu cumva, fie-ți milă.
Strigătul din iad care cere milă când pentru el nu mai este. Și dacă tot a venit vorba, mai zic un punct și al treilea, numai dacă vin altă dată. Luca 16, care cere șansă pentru alții când pentru el nu mai este. Ce șansă? Ascultați, versetul 30. Nu, părinte Avram, i-a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Așa scrie în Biblia noastră. Asta e șansa, da, asta e șansa, pocăința. Să te căiești și să ceri mila lui Dumnezeu, care poate să aducă iertare prin sângele ispășirii de la Calvar. Sângele lui Iisus are putere să curățească orice păcat. Numai că, citesc un cuvânt din 1 Ioan, sunt oameni care îl determină pe Dumnezeu să ia altă atitudine sau poate să nu ia nicio atitudine uneori. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Te ajută omul la mărturisire. Frate, n-ai făcut asta, n-ai făcut asta. Îi dai lista cu păcate în ordine alfabetică arătate de Biblie, toate. Frate, ia bifează aici. Și îl ajuți la mărturisire. Frate, hai să ne rugăm să te mai lumineze Domnul, poate mai ai ceva. Și vorba unei surori, frate, eu n-am niciun păcat, așa, nu știu ce să mărturisesc. Păi zic, nu știu de ce ai venit. Bă, frate, dacă așa se face, am văzut că așa au zis frații că trebuie făcut, mergi la mărturisire, astea sunt păcatele ce le am eu, astea uzuale, care le are toată lumea. Da, mai dăm așa din gură când nu trebuie. Păi și așa. Eclesiastul 5:6. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. De ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Și unii spun, n-am păcat. 1 Ioan, 1:10, dacă zicem că n-am păcătuit, păcatul reprezintă un pericol pentru că te face nesincer. Apoi reprezintă un pericol pentru că te face duplicitar. Duplicitar. Să încerci să mergi și cu Dumnezeu, și cu Dumnezeul veacului, sau al banului, sau chipul veacului, cum spune Biblia. Să încerci să mergi și cu biserica, și cu lucrarea sfântă, dar și după mersul lumii acesteia, ba cu ținuta, ba cu freza, ba cu vorbirea. Dar în Efeseni 5:4, cred că am spus de dimineață, Domnul este foarte clar, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipsuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Ascultați, Apocalipsa, capitolul 18, versetul 4, știți care este soluția? Soluția este separare de mersul lumii. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. În Iacov, capitolul 4, este arătat omul care păcătuiește și încearcă viața și slujirea duplicitară. Știți ce îl face pe Dumnezeu gelos și nu suportă vis-a-vis de copiii lui? O să zic domnul bisericii din Laodicea, o, dacă ai fi rece, adică să știu că mergi cu lumea asta și într-o zi eu te pot smulge. Te pot conștientiza, îți pot desface legăturile robiei, îți pot schimba starea, îți pot da biruința asupra păcatului. Dar tu mergi cu biserica, dar nu ești nici rece, nici în clocot. Dar cum sunt oamenii aceștia? A spus Domnul, nu se poate, Iacov 3, din aceeași vână a izvorului, versetul 10, versetul 11, să iasă și apă dulce și apă amară, și binecuvântare și blestem, și poezii la adunare și bancuri la școală, și cântări de ale Domnului cu laude spre slava celui preanalt, dar pe mașină să mai ascult și de o alta,
Nu se poate. Nu ține. Sau o vreme ține, dar nu mult. Poate te lasă Dumnezeu să vadă până unde vrei să mergi. Și apoi te va opri. Și apoi te va opri. Păcatul reprezintă un pericol, dragul meu. Dumnezeu spune asta. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Adică, atunci când tu faci rău, mai mare putere are păcatul. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. În Iacov, capitolul 4, găsim felul de trai în care vor oamenii să fie duplicitari. Păcatul te face să fii duplicitar. Citim. Iacov, capitolul 4, versetul 4. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Versetul 7, de exemplu, supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Oamenii cu viața și cu slujirea duplicitară vor să se supună lui Dumnezeu, dar fără să se împotrivească celui rău. Spune versetul 1 și 2 și 3 că vor binecuvântări duhovnicești, dar cu gânduri firești. Ascultați, versetul 2, voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți, să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Păcatul reprezintă un pericol pentru că te face nesincer, apoi pentru că te face duplicitar și pentru că te face vinovat. Păcatul te face vinovat. Exact cum scrie în Marcu, cuvântul lui Dumnezeu, că cel care hulește împotriva Duhului Sfânt, Marcu 3:29, se face vinovat de un păcat care nu se iartă. Păcatul reprezintă un pericol pentru că te face nesincer, pentru că te face duplicitar și pentru că te face vinovat. Te face vinovat. Citim un singur verset și mergem mai departe. Evrei, capitolul 10. Versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Și a treia afirmație a Domnului Dumnezeu în Genesa 4:7 este: dar tu să-L stăpânești. Adică, de tine depinde. Ești de acord cu Dumnezeu că de tine depinde? Să nu mai dai vina pe împrejurări, pe situații, pe oameni, pe cel rău. De tine depinde. Și aici trei precizări. De tine depinde mai întâi starea. Adică poți să ai o stare duhovnicească sau o stare firească. Dar cum se capătă starea duhovnicească? La dorința sinceră exprimată în rugăciune și în urma acesteia se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care produce transformarea din om firesc în om duhovnicesc. Că apostolul Pavel scrie Corintenilor în prima carte, în capitolul 2, că este totuși o diferență, versetul 14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Păi dacă nu ești duhovnicesc, cum să judeci, ce atitudine să iei, încotro să mergi, ce să răspunzi? Zice Biblia că Duhul Sfânt va aduce aminte. Dar dacă nu-i Duhul Sfânt, cum scrie în Romani, voi sunteți al lui Hristos, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în noi. Să înseamnă stare duhovnicească. Nu mai zici, frate, eu-s mai uite așa de mânie. Păi dar nu ești blând. Nu, că n-am roada Duhului. Și dacă nu ai, cine-i vinovat? De cine depinde? Unde găsești roada Duhului? O găsești pe genunchi la stăruință.
o primești cu stăruință atunci când vii sincer și spui: Doamne, aici e problema mea. Așa mult mi-a plăcut de dimineață să ruga un frate lângă mine: Doamne, dar sincer n-am ascultat ce probleme spunea, dar așa a început rugăciunea: vreau să spun unde trebuie să intervii pentru mine, că aici mă simt vinovat. Și eu mi-am continuat rugăciunea mea, că eu am pentru ce să mă rog, nu trebuie să ascult alții. Dar așa a început și mi-a dat și mie un ton bun. Și am spus: Doamne, și eu vin la fel. Ascultam un tânăr din biserică, se ruga și spunea: Doamne, te rog frumos, numai aici să nu mă încerci, că aici sunt slab. În privința aceasta nu mă încercat, aici sunt slab. Mai lasă-mă, mai așteaptă-mă, mai întărește-mă, mai lucrează credința în viața mea, ca să nu mă pierd, să nu fiu îndepărtat. Ești de acord cu Dumnezeu că de tine depinde? Domnul a spus: dar tu să stăpânești. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în 6:13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Ca vii din morți cum era și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Știți întâmplarea aceea când într-un compartiment al unui vagon de tren un frate stătea cu încă 3 persoane și unul dintre ei a scos cărțile de joc, le-a pregătit și a spus: hai să jucăm cărți. Și a zis: mă, în 3 merge cam greu, zice, nu vrei și dumneata să joci cu noi? Și persoana aceasta a zis: nu pot. De ce? Zice, n-am mâini. Cum? Că noi vedem că ai mâini. Nu, zice, mâinile acestea nu sunt a mele, eu le-am dat lui Dumnezeu. Știți că scrie acolo despre ei pun o masă norocului? Ai după noroc acolo. Și ai ceva mai bun de făcut, nu? Că dacă îmi spui că îl câștigi la fotbal, la sintetic, pentru Hristos, nu te cred. Nu te cred că nu mi-ai demonstrat încă și nici nu o să-mi demonstrez că să fie un credincios autentic. O să meargă tot la sintetic. Păi, filozofii vor naște filozofi. Și sportivii, toți sportivii o să nască și pe linia de religie. Dar credincioși adevărați vor aduce la Hristos oameni care vor deveni credincioși adevărați. Și dă-te pe tine însuți, o zis Pavel lui Timotei, pildă de fapte bune, ia seama bine la tine însuți și la învățătura pe care o dai altora, că dacă vei face așa, zice el, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Roman 6:13, mă întorc. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Ești de acord cu Dumnezeu că de tine depinde? Sau vrei Dumnezeu să îți facă o amputare? Dar nici asta nu face, că ne-o cerut tot nouă. Știți că spune cuvântul în Sfânta Scriptură? Marcu 9:43. Dacă mâna ta, sau dacă ochiul tău, sau dacă limba ta te face să cazi în păcat, tai-o. Sau cel puțin tai-o de acolo. Știți că spune Numeri, în 24:11, Balac, maestatea către Balam, fugi și du-te acasă. Fugi și du-te acasă, decât să stai pe ei să mai păcătuiești, că văd că pentru asta ai venit. Cu alte cuvinte, fugi și du-te acasă. Dacă mâna ta, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, tai-o. Poate v-am mai spus, într-o biserică m-a așteptat un tânăr la sfârșit și a zis: frate Corneliu, am o întrebare. Știți, noi tinerii avem probleme cu ochii. Păi zic, se rezolvă la oftalmologie. Frate, dumneavoastră, știți ce spun eu? Noi n-am vrea nici să cădem, să ne îndepărtăm de calea îngustă, de împărăția lui Dumnezeu și de sfințenia lui, dar nici să mergem așa oricum, crezând că e bine. Și cu ochii deschiși, dar ce de făcut? Păi zic, zice Biblia foarte clar, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, taie, îl scoate-l. Frate, zice, e la propriu sau la figurat? Și-am zis, frate, cum ar putea fi la figurat?
E la propriu, la propriu să scot ochiul. Da. Și ce fac? Pui de sticlă. Nu, serios, pui de sticlă. Frate, nu este o cale de mijloc. Ba da, este. O mai chema vreo 7. Haideți un pic, hai că frate Cornel și-a făcut un pic de timp cu noi. Te grăbești, frate? Nu, zic că doar n-am numai câteva sute de kilometri până acasă. Altă dată am fost mai departe decât la voi. Și îmi fac timp. Dacă-s de folos pentru o propoziție, frate, mai spune-ne o dată, că noi am mai discutat subiectul ăsta, că e la propriu, că e la figurat. Frate, ce să facem? Care e calea de mijloc? Pentru ochiul nestăpânit, care nu poți să-l pui în slujba Domnului, să citești Biblia, să citești o carte autentică, veritabilă, să mergi în lucrarea lui Dumnezeu, bandajează-l, am zis, bandajează-l. Asta e calea de mijloc. Frate, și dacă ne întreabă cineva, auzi, ce-i cu ochiul tău? Îi zici că e bolnav și nu mint. Nu, îi spui adevărul că e bolnav. Ochiul este bolnav. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului, mădularele voastre. Ești de acord cu Dumnezeu? Că de tine depinde. De tine depinde starea. Fapte 3 cu 19, pocăiți-vă. De cine depinde pocăința? De noi, nu? Și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină peste voi, să vi se șteargă păcatele, zice. Și să vină de la Dumnezeu peste noi ce? Vremuri de înviorare. Păi starea la care vrem să fim în România. Păi vrem să vină vremuri de înviorare. Starea din biserică, o stare duhovnicească, plăcută lui Dumnezeu. Legați pe unda Duhului, pe verticală cu Tata din cer. N-am vrea să fiu o atmosferă duhovnicească. Dar de cine depinde? Că Dumnezeu ne pune la dispoziție mijloace. A trimis un înger pentru Domnul Iisus Hristos în grădina Ghecizman să-L întărească. Pentru noi a trimis pe Duhul Sfânt să ne lumineze. Roman 9 cu 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. L-a trimis să ne îmbărbăteze. Este Duhul adevărului. Nu poți să fii duplicitar, nu poți să fii nesincer. Nu poți să te joci cu păcatul, nici măcar cu cuvintele n-ai voie să te joci. Că spunea cineva recent, zice, eu sunt responsabil de ceea ce spun, nu de ceea ce înțeleg alții. Dar ai grijă și ceea ce spui, să se înțeleagă așa cum este și cum trebuie. Ești de acord cu Dumnezeu că de tine depinde starea? Apoi, de tine depinde biruința. Dar noi suntem în luptă încă? La Cimpa noi suntem în luptă, nu știu, la Deva poate ați intrat în rezervă. Sau suntem simpli simpatizanți. Oh, cum era pe vremuri, frate. Ia mai cântați odată, mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Cum stăteam până dimineața la stăruință și apoi dimineața, zic minerii de la noi, de la adunare, meream la șut. Așa zic ei, la servici. Da? Și aveați biruință. Aveam. Spuneam unui frate lucrător, mă, frate, cum te-a păcălit diavolul să bași televizorul în casă? O zis că nu diavolul, soția. Așa au zis și Adam. Așa au zis și Adam. De tine depinde. Luca 11 cu 4. Te rog, afișează. Ne iartă nouă greșelile, păcatele noastre. Ascultați-mă. Fiindcă și noi iertăm. De cine depinde? De cine depinde iertarea? Păi cum vrei să fii iertat? Păi știți pilda aceea când unul a fost iertat și când a trebuit să ierte el, și ce a spus Domnul la sfârșit, concluzie. Așa va face Dumnezeu, Tatăl din cer, celor ce nu iartă. Cum? Așa, că am pus odată doi frați să dea declarație. Declar că l-am iertat pe fratele și nu mai am treabă cu el niciodată. Păi nu așa, n-ai declarat bine. Scoate altă foaie de hârtie. Păi trebuie să ai treabă cu el. Din toată inima. Dacă nu iartă din toată inima, ascultați-mă, nu se poate dintr-o dată, nu se poate. Răni și legături se refac, se vindecă în timp, dar pentru asta nu mai pui foc, nu mai pui benzină, nu mai cauți mijloace de distanțare, ci de apropiere. De tine depinde biruința. Hai să citim ceva. Ioan capitolul 8, versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus,
că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Poți să fii stăpân sau stăpânit, poți să fii rob sau slobos. Dacă trăiești în păcat, ești rob al păcatului. De tine depinde. A spus Domnul în Geneza 4:7, în ultima parte a versetului, dar tu să-l stăpânești. Cain, ai grijă că următorul verset te aruncă în iad. Știți care e următorul verset? Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel. Dumnezeu l-a avertizat, Cain, nu-i așa? Nu știu ce a răspuns Cain, dar știu ce a făcut. Contrar voii lui Dumnezeu, că de tine depinde biruința, în noi se dau lupte. Firea pământească nu vrea să stea răstignită pe cruce. Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. De tine depinde biruința. În 2 Petru, în 2:19, spune omului Dumnezeu în felul următor. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înși sunt robi ai stricăciunii, fiecare este rob lucrului de care este biruit. Spune-mi din ce cauză nu vii marți seara la rugăciune, ca să spun din ce lucru ești biruit. De acolo ți se trage înfrângerea, să nu uiți asta. De la mașina aia la care lucrezi, de la tincuiala de la care nu te poți opri, sau de la discuție, sau de la mouse, sau de la telecomandă, sau de la discuții inutile care se ivesc, sau de la simplă pasivitate. Lucrul de care ești biruit, ești rob. De tine depinde biruința, de tine depinde biruința. În Efeseni, capitolul 6, versetul 13, se arată acolo că noi trebuie să ne echipăm de la magazia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne pune la dispoziție. Dar datoria noastră este să venim să ne înarmăm, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Dar de ce nu scrie, de aceea stați liniștiți, Domnul va lupta pentru voi. O zis odată Domnul asta, dar nici nu o sta liniștiți, măcar asta trebuia să facă și nici asta nu a făcut. În față era Marea Roșie, în spate erau egiptenii și au zis, uitați-vă bine, egiptenii ăștia pe care îi vedeți, nu o să mai vedeți. Și Marea Roșie, Domnul poate să o desfacă, să treceți ca pe uscat. Hai, și-a început zarva, ca cine și ce-o face și președintele ăsta, că mai bine e și acelălalt și... Să vă zic așa, cam ce are și... Cam așa ar fi pe ziua de azi. Trebuia, hai, că am zis noi pocăiții că era bună ăla sau că au zis alții că trăia celălalt și... Și-a zis, Domnul, auzi, ce cu zarva asta? Ce rost au strigătele acestea, au zis Domnul, așa zgrie. Voi stați liniștiți. Domnul va lupta pentru voi. Frați și surori, biruința depinde de noi. Cum? Ne echipăm de la magazia lui Dumnezeu. Coiful mântuirii, platoșa neprihănirii, scutul credinței, sabia Duhului, râvna Evangheliei, nu? Brâul adevărului. Ne-am echipat. Și mai este ceva după aceea. A zis sabia Duhului, faceți în toată vremea, zice următorul verset. Pe aia nu face parte din armătură. Tot felul de rugăciuni. Și apoi biruința este a Domnului. Dar depinde de noi. De noi depinde biruința și în ultimul rând, ești de acord cu Dumnezeu că de tine depinde veșnicia? Veșnicia. Luca 16:28, am citat deja de acolo, ca să nu vină, ca să nu vină în acest loc de chin. Frumoasă e veșnicia spre care vă îndreptați. Voi care până la capăt frumos o să luptați. Frumos în veci e cerul sfârșitului frumos. Nebănuita slavă vă așteaptă la Hristos. Doamne, ajută-ne să luptăm. Să ne împotrivim firii pământești. Să ne împotrivim celui rău. Și să ne împotrivim chipului veacului care vrea să intre în familii. Vrea să intre în biserici. Și Osea 5:10 zice că petenile poporului sunt cei care mută semnul de la hotare
în unele locuri. Și păcatul reprezintă un pericol, dar pentru ei nu, nu, nu ne-ai. Și te mai gândești, oare ce mai e păcat acum, dacă asta nu, alta nu, cealaltă nu. Lucruri care înainte erau considerate păcate biblic, acum reluăm în încheiere. Dumnezeu privește înspre Cain și jertfa lui, înspre Abel și jertfa lui. Diferența a făcut-o jertfa, că a fost adusă din oile întâi născute. La Cain zice că din roadele pământului. Eu cred că Dumnezeu are în vedere toate amănuntele, dar privind persoana, a privit înspre persoană. Am citit din Evrei, prin credință Abel a adus o jertfă mai bună. Și am citit din 1 Ioan că venea de la cel rău Cain, pentru că faptele lui erau rele. Și ce a spus Domnul, cred că în 8:44 Ioan, voi aveți ca tată, el de la început e mincinos, el e tatăl minciunii și voi când vorbiți, vorbiți de la el. Și Dumnezeu întreabă omul, nu e așa? Dar la ce te referi, Doamne? Și Domnul face 3 afirmări în versetul 7. Mai întâi, că faptele sunt reversibile. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Și poate nu e rău așa cât ți s-ar părea, dar răul ăla face ca păcatul să te urmărească. Faptele sunt reversibile, atât cele bune cât și cele rele. Mai devreme sau mai târziu, vorba bătrânului Simionuc, îți iei plătuța. Evrei 2:2, orice abatere și orice neascultare și-au primit o dreaptă răsplătire. Și în mod categoric, pentru că Dumnezeu din cer a spus asta, îl poți contrazice? Poți să scoți fila aceasta din Biblie? Apoi, Domnul spune, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Ești de acord cu Dumnezeu că păcatul reprezintă un pericol? Îți periclitează veșnicia, ba chiar și viața aceasta, am înțeles dintr-un exemplu. Îmi spunea un păstor, deci am luat un tânăr în mașină și am spus, tinere, schimbă-ți viața, măi, tu ești din familie de credincioși, schimbă-ți viața. Și a zis, frate pastor, schimbă mesajul. Și a doua zi Dumnezeu i-a schimbat macazul. În intersecția din Hațec, dacă nu greșesc, a murit într-un accident de mașină. În mod categoric, faptele sunt reversibile. Apoi, păcatul reprezintă un pericol, pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Nevasta lui Potifar, zice Biblia, în fiecare zi vorbea lui Iosif. Dar acum în fiecare zi dai click. Dar la mărturisire, când ai fost ultimată? Știi de ce? Păcatul reprezintă un pericol pentru că te face nesincer, nesincer. Apoi păcatul te face duplicitar. Dacă se poate să cânți în cor, dar mai știi tu ce faci. Dacă se poate să mai vii câteodată la împărtășire, dar duplicitar în slujire, în viața de zi cu zi. Și apoi păcatul te face vinovat. Și în al treilea rând, întrebarea mea este, ești de acord cu Dumnezeu că de tine depinde? Domnul a spus, dar tu să-l stăpânești. De tine depinde starea. Adică poți să fii într-o stare după voia lui Dumnezeu. Asta e starea de neprihănire, de sfințire. Păi de tine depinde biruința. Trebuie să lupți. Trebuie să pui în slujba lui Dumnezeu mădularele tale, capenii și unelte ale neprihănirii, Roman 6:13. Trebuie să faci hotărâri noi, pentru că are putere cuvântul tău. La miaz am predicat din Psalmul 91 și spune acolo în versete, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost, de aceea nicio urgie nu te va ajunge. Ce putere are cuvântul nostru! Te poți da celui rău, dar te poți încredința lui Dumnezeu. Un da sincer în apa botezului are valoare de veșnicie. O hotărâre prin care proclame autoritatea numelui Sfânt și a sângelui ispășirii pentru viața ta are putere.
Este puterea cuvântului tău. Așa scrie în Psalmul 91, pentru că zici, de aceea, zice Domnul, nicio nenorocire nu te va ajunge. De tine depinde starea, biruința și de tine depinde veșnicia. Strigătul din iad, care cere milă când pentru el nu mai este, care cere șansă pentru alții când el a pierdut-o, este șansa pocăinței. Amin.